Vești bune pentru iubitorii de spectacole inedite. Circul internațional vine săptămâna viitoare și în municipiul Drobeta, Turnu Severin. Publicul de toate vârstele este așteptat timp de 4 zile, începând de joi 12 august până duminică 15 august, la un show incendiar cu acrobații periculoase. Ți-au lipsit acrobațiile de la circ, nu mai este mult până te vei putea bucura de spectacol. Circul internațional își va instala cortul în parcarea unui hipermarket cunoscut în Drobeta, Turnu Severin, weekendul viitor. Cristofor este un artist acrobat și promite un show incendiar, chiar periculos, la care va participa alături de un alt coleg în globul morții. Circul o să ajunge în Drobeta, Turnu Severin, prima oară în Drobeta, Turnu Severin, circul internațional. Începe spectacol de 12 august până în 15 august, de joi până duminica. De joi până sâmbătă avem spectacol în seară la ora 20, duminica avem un singur spectacol la ora 16. Circul o să fie instalat la Shopping City Center. Acrobații, spectacole cu cai, personaje îndrăgite din desene animate și motocicliști în globul morții sunt doar câteva dintre reprezentațiile care vor impresiona fiecare spectator. Avem un număr extrem de fain și foarte periculos, globul morții. Este un număr foarte fain și foarte periculos. Avem îndresoare de cai, ponei, cățel, porumbei, capre, ce mai lase lege. Avem clown, avem artist, jonglerie, magie, număr de alerian. Cristofor este originar din Rusia, iar lumea circului l-a fascinat încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, acesta a fost și dresor de animale, a practicat numere de jonglerie și acrobații pe cai. Eu chiar sunt cu globul morții, cu cascadorul, unul dintre ele, care mergem în glob în timpul spectacol. De cât timp faci asta? Numărul asta cu globul morții acum 4 ani deja. De 4 ani sunt cu motorul. Înainte am făcut jonglerie, înainte am făcut acrobație de pe cai. Am fost și un dresor de cai, acum sunt cu motoarele. Senzaționale vor fi și acrobațiile aeriene pe motocicletă la înălțimea cupolei. În lume sunt doar 4 perechi de acrobați care realizează această acrobație.